Dimitrie Cantemir a fost domnul Moldovei în două rânduri și un mare cărturar al umanismului românesc. Printre ocupațiile sale diverse s-au numărat cele de enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog și compozitor. Dimitrie Cantemir a fost membru al Academiei de Științe din Berlin și, în această săptămână, face subiectul expoziției de la Biblioteca Ion Barbu din Câmpul Lung. Expoziția în această săptămână de la Biblioteca Municipală Câmpul Lung este dedicată împlinirea 351 de ani de la nașterea domnitorului și scriitorului român Dimitrie Cantemir. Acesta a născut pe 26 octombrie 1673 în Ținutul Fălciu din Moldova. A rămas cunoscut în istoria României ca domnitor, enciclopedist, cărturar, dar și etnograf, geograf, filozof, dar și istoric. Pe 15 iunie 1685, tatăl său, Constantin Cantemir, este numit domnitor al Moldovei, cu ajutorul domnitorului țării românești, Șerban Cantacuzino. Astfel, Cantemir este trimis la Constantinopol ca și ostatic și garant în 1688. Va studia astfel la Academia Patriarhiei Ortodoxe de la Constantinopol limbile greacă, latină, slavonă, turcă, slavă, arabă sau chiar persană, iar în 1710 este pus pe tronul Moldovei cu rolul de a supraveghea pe Constantin Muncoveanu, însă Dimitrie Cantemir se va apropia de Rusia, va încheia chiar un tratat cu Petru cel Mare, însă armata rusă cu ajutorul de trupele moldovene este înfrântă la Stănilești, Cantemir fiind astfel obligat să se refugieze în Rusia. Drept mulțumire pentru sprijinul acordat, împăratul Rusiei Petru cel Mare, țarul Rusiei, va acorda un domeniu. Iar Dimitrie Cantemir în această perioadă începe să-și realizeze marea sa creație literară, va realiza o serie de hărți ale Mării Caspice, începe să scrie la Cronicul Româno-Moldovlahilor, în care va susține latinitatea limbii române, va deveni membru al prestigioasei Academii din Berlin pentru lucrările sale, perioadă cu care scrie și lucrarea Descrierea Moldovei, precum și celelalte lucrări ale sale, Divanul sau Gâlceva Înțeleptului cu Lumea. Însă Cantemir va muri la 21 august 1723 în satul Dimitrovska din Rusia, prin proprietatea sa, și este mormântat la Biserica Sfântul Nicolae din Moscova, biserică realizată după propriile sale schițe, Dimitrie Cantemir rămânând unul dintre domnitorii importanți ai istoriei României, dar și un remarcabil om de cultură și cărturar vestit.